Pentru credincioșii parohiei Valea Siliștii din comuna argeșeană Aninoasa, sărbătoarea de astăzi a avut o însemnătate deosebită. Cu prilejul hramului Bisericii Satului, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului a binecuvântat noul așezământ social parohial pus sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nectarie. Parohia Valea Siliștii din protopopiatul Câmpul Lung Muscel și-a sărbătorit astăzi hramul. În zi de sărbătoare, înalt preasfințitul Părinte Calinic a oficiat Sfânta Liturghie în biserica parohială care a împlinit 128 de ani de existență. La slujba de hram au participat reprezentanții autorităților centrale și locale, preoți din parohiile învecinate, precum și numeroși credincioși. La final, ierarhul a săvârșit o slujbă de pomenire pentru toți ctitorii și binefăcătorii bisericii trecuți la Domnul. În cuvântul rostit, înalt preasfinția sa le-a vorbit celor prezenți despre misiunea pe care o au îngerii. Cei care avem bucuria de a fi însoțiți de un înger păzitor. Dacă noi am ști de câte ori plânge îngerul nostru păzitor, atunci când greșim, apoi greșim toți. Să ne ierte Dumnezeu pe toți, dar îngerul nostru păzitor, dat la botez, privește fiecare pruncuț, un înger păzitor să-l apere. Are grijă Dumnezeu de creatura lui în care a investit. Dă înger păzitor și mai dă încă ceva Dumnezeu, încă un ajutor pe lângă înger. Adică îi dă din cer direct un salvator, un ajutător și mai dă și încă pe cineva care a făcut experiență și pământească. Sfântul. Sfântul a cărui nume îl purtăm noi. Ziua hramului de anul acesta a fost una deosebită pentru părintele Petrică Gheorghe, care s-a pensionat după 37 de ani de slujire în parohie. La final, ierarhul l-a instalat în demnitatea de paroh pe părintele Marian Mitu. În această minunată și importantă zi în care îi sărbăm pe Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, ne-am adunat în această biserică a parohiei Valea Siliștii ca să-L rugăm pe Hristos, păstorul cel bun și blând, care își pune sufletul pentru oile sale, să ne ajute tuturor ca să cunoaștem glasul Lui și de astăzi înainte să fim o turmă și un păstor. Mărturisesc că mă simt copleșit de răspunderea ce mi s-a încredințat, dar și de bucuria adâncă pe care o trăiesc din clipa hirotoniei. Tot astăzi, înalt preasfințitul Părinte Calinic a binecuvântat noul așezământ social pus sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina. Acesta a fost ridicat de credincioșii parohiei Valea Siliștii împreună cu Părintele Petrică Gheorghe în perioada 2019-2022.